La solicitarea conducerii primăriei, operatorul de salubritate care are contract pentru dezăpezire a intervenit încă din cursul nopții pentru degajarea zăpezii de pe străzile municipiului în condiții de cod galben. De city managerul și codul galben care s-a instalat pe zona noastră. La 11:30 noapte ne-a dat alarma conducerea primăriei și la ora 1 dimineața am ieșit cu sărărițele pe toate arterele din municipiul Roman. Până la ora 5 de împrăștea sunt 40 de tone de sare cu inhibitor amestecat, iar spre dimineața a început să scadă temperatura, am fost nevoit să mai intervenim cu roante de la patronele străzi, iar acum am primit solicitare din partea conducerii primăriei să ieșim la orele 8:30 cu toate utilajele să îndepărtăm temperatura. Operatorul de salubritate a ieșit cu 4 sărărițe pentru a reuși să dezăpezească toate străzile municipiului. S-a acționat manual pe trotuare și în intersecții. Directorul Rosal a asigurat și protecția lucrătorilor proprii, așa cum cere legislația în vigoare. 4 sărărițe, v-am spus, am ieșit cu 2 în prima fază, dimineața am ieșit cu 4, ca să acoperim absolut tot orașul. Trotuarele? Trotuarele la ora 5, cei de la Serviciul Curățenie Stradală au ieșit pe trotuare și treceri de pietoni pentru a degaja zăpada. Cum se prezintă carosabilul la Roman, în opinia dumneavoastră? Acum se poate circula fără evenimente, apoi după ce se dă zăporul deoparte, maxim 2-3 ori, o să-i mai intervenim iarăși cu material antiderapant și sperăm în jurul orei 13 să fie curat peste tot. Ce măsuri ați luat pentru protecția lucrătorilor? Au echipament de protecție gros, bocanci, căciuli și le se distribuie ceai din oră. Reprezentantul operatorului de salubritate este de părere că la nivelul municipiului Roman se acționează corespunzător contractului, fiind una dintre comunitățile locale în care nu există probleme majore legate de dezăpezire. Ieșirile în teren se fac în conformitate cu contractul doar la solicitarea conducerii primăriei.